Bună ziua! Astăzi am să vă explic de chimicalele pentru power flush, curățare, încălzire de pardoseală și certificatul care ar trebui să vi se dea când se execută această lucrare. Acest e un filtru, a să vă arăt mai târziu cum ar conectăm noi la unele dintre filtrele aceste pompă. Sunt mai multe adaptori pentru mai multe filtre, sunt mai multe feluri, dar spăla încălzirea de menționat îți face curățirea încălzirii, nu se trece apă pe centrală. Avem acest cleaner, chimical care curăță caloriferele, care se introduce în pompă. Pompa deja știți cum e și cum arată și ceea ce face. Acea pompă lângă ar trebui să aibă un magnet mare care să reține toată mizeria metalică din sistemul de încălzire. Acest model e pentru încălzirile care sunt noi, să bagă acesta înăuntru, să dă drumul la centrală la temperatură mare, să face un flash cu acest rapid flash, să scoate apa afară, să pune apă și neutralizator de menționat. De fiecare dată, după ce a terminat de curățat cleanerul, se pune apă curată încă o dată, după care se adaugă neutralizatorul, se trece din nou până încălzire, după care se adaugă inhibitorul. Acum, după cum scrie, 125 de litri de apă. Dacă încălzirea e mai mare, va trebui să aveți două, la fel și cu inhibitorul. Același lucru, în funcție de câți litri de apă aveți în sistemul de încălzire, atâtea chimicale aveți nevoie să folosiți. Să trecem acum la hârtii, la certificatul care trebuie să-l aveți. Aici este unde lucrarea se execută, numele clientului, detaliile de la lucrarea care faceți, boilerul, calorifere, motivul în care faceți power flush, spălați, încălzire și mai departe, testele de rezultat, inhibitor, tot ce ați executat și testul chimic. Există un test care spune coroziunea inhibitorului și dacă apa e perfectă pentru sistemul de încălzire care l-aveți. Asta e motivul în care de fapt faceți această spălare a caloriferelor, ca să în final să aveți un test pozitiv și să aveți siguranța că totul va merge corect. Aici sunt numele persoanei care face această operațiune de spălare a caloriferelor. Și aici, dacă e ceva adăugat, de menționat, dacă trebuie schimbate valvele, dacă caloriferele într-adevăr nu se pot curăța cu power flush, dacă sunt spălare chimică, dacă sunt foarte, foarte vechi, s-ar putea să trebuiască înlocuite. Să fac comentariile aici. De menționat, la centrală, noi folosim acest adaptor, e pentru acest model de filtru. Nu se trece apa în centrală. Deci asta o să vină împreună cu acesta. Ăla e filtrul împreună cu acesta. Aceste vine așa împreună, săgeata, filtrul vine pe retur, aici vine conectată pompa de la power flush. De menționat, sub centrală trebuie făcut un bypass. Deci nu ai voie să treci apa în centrală. Centrala, dacă vrei să o faci, o faci separat. Niciodată nu se face spălarea chimică până centrala. Sunt mai multe motive. S-ar putea ca centrala să aibă schimbător de căldură din aluminiu, stainless steel, mai multe materiale. S-ar putea să aveți calorifer de diferite materiale, de aceea să spală separat și în funcție de materialele care sunt cu care e făcută încălzirea, mai bine zis.